Jucătorul lunii august, felicitări, un nou trofeu, mai ai loc în vitrina de trofee? Bă, pentru trofee mai am, îmi fac loc, nu e problemă. Da, mă bucur, cum am declarat și până acum, vin aici cu drag, am băieții mei de la Galați, îmi place competiția, îmi place cum se organizează, stilul, e foarte, foarte bine și recomand, cred că, la toată lumea, dacă au posibilitatea să ajungă aici, să vină la această competiție, că e ce trebuie. Mulți jucători tineri ne spun că se uitau la voi la televizor și acum fac un dribling pe lângă voi, trag la poartă de lângă voi. Contează și chestia asta, nu? Pentru încurajarea lor. Da, îți dai seama că jucăm aici, suntem foarte mulți foști fotbaliști. Probabil că am fost exemplu pentru ei și din cauza asta au și venit să joace contra noastră. E o bucurie și pentru ei și pentru noi. Până la urmă, fotbalul câștigă. Spune-mi, ai atâtea trofee într-o carieră extrem, extrem de lungă și prodigioasă. Care e cel mai important trofeu din cariera ta? Da, sunt multe. Îți dai seama că sunt campionat. Păi, care țin cel mai mult? Nu știu, poate și eventul când am cu Dinamo atunci când am plecat, în 99-2000. Ăla, că sunt și primele trofee care le-am câștigat la profesioniști. Probabil că alea au un plus. Și dacă ar fi, pentru că sunteți în cărți, tare de tot, și un event la Victory? Bă, noi asta ne dorim și vrem ca să facem anul ăsta eventul. Acum, na, mai sunt încă 6 etape, vedem cum o fi. Cum e Băurceanu ca manager? Băi, își dă examenele cu noi. Da, eu sper să reușească, pentru că știe, cunoaște fotbalul și îl citește foarte, foarte bine. De ce e atât de important pentru tine să participi la meciurile de Victory Cup? Am zis, mă simt foarte, foarte bine și eu cred că asta e cel mai important la fotbal, să joci de plăcere. Și aici vin cu cea mai mare plăcere să joc. Ești un jucător cu atâtea titluri, meciuri în Liga Campionilor. Dă-le un sfat celor tineri care vin la mini-fotbal. Un sfat să fie serioși, pentru că dacă nu sunt serioși în ceea ce fac și să-și dorească să joace fotbal, atunci nu cred că vor reuși. Dar dacă sunt serioși și își fac treaba cum trebuie și cum e normal, nu au cum să nu reușească. Deci e testat. Testat pe tine, pentru că vedem cât de serios ești aici la această competiție. Da, pentru că eu am avut o viață sportivă destul de bună și am jucat până la 38 de ani. Și, na, eu zic că am jucat foarte, foarte mult. Bun, și acum surpriza plăcută, partenerul nostru VIP Business Voyage te premiază cu un sejur de 2 persoane la munte. La munte? N-am mai fost de mult la munte. Dacă nu știu muntele bine, când mă duceam la munte, eram fotbalist, mă duceam pentru alergătură, că alergam de... ne săreau capacele. Acum în vacanță. Ah, e ok, relaxare.